Ce vreau să vă spun este să vă provocați de fiecare dată, dacă vă duceți la clesuri, campuri, unde vrea inima voastră, toată seara asta și nu vă este, înseamnă că e bine. Înseamnă că e o mișcare, până la urmă, arăt asta și dacă nu poți să o faci și dansator, e ciudat că nu poți să faci, că faci asta, într-o altă măsură, sau o altă viteză. Asta facem, înțelegi ce zic? Da. Urmăriți-vă țelul, faceți dans cât mai mult, nu vă mai preocupați cu lumea din jur, faceți dans și o să fie bine. Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc că ați fost prezenți! Sper că v-a plăcut! Da! V-am dat o informație din mine. Eu am avut o perioadă unde n-am mai predat, m-am oprit în predat și am meditat, cum să zice. Și asta e o coreografie pe care mi-a ieșit în 2-3 săptămâni, care ceva nu fac în viața mea așa ceva. La mine, ori este în seara asta, ori nu știu, vedem, mai facem. Și asta am stat și chiar am simțit că am avut așa o parte din mine oarecum să fac treaba asta. Și vă mulțumesc că ați împărtășit asta cu mine, că v-a plăcut. Și revedem data viitoare. Mulțumesc, tatăl!